În sala mare a Teatrului Anton Pan, polițiștii vâlceni au sărbătorit împlinirea 197 de ani de la înființarea structurii precursoare a GIA, condusă în anul 1822 de Mihăiță Filipescu. A fost un prilej de bucurie pentru toată lumea, iar mesajele de felicitare au curs de la invitații cu care polițiștii au relații instituționale. Odată cu organizarea administrativ-teritorială din 68, a fost adoptată legea privind organizarea și funcționarea miliției. A funcționat această lege până în decembrie 89, când în 90, Poliția Română a cunoscut mai multe etape de transformare menite să asigure siguranța persoanelor, a colectivităților, a drepturilor civile, ale cetățenilor și a tuturor drepturilor prevăzute în actele internaționale. După această dată, după cum știți, s-a revenit la denumirea de poliție. Prin legea din 1994 s-a consfințit că poliția este instituția specializată care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Deci, prin atribuțiile și rolul avut, istoria acestei instituții este extrem de complexă. Personal, cred că trebuie să fiți mândri că lucrați în această instituție, o instituție cu atâta răspundere și cu atâtea răspunderi și cu multe așteptări din partea cetățenilor. Nu trebuie să uităm nicio clipă că ea a fost construită și reconstruită de oameni minunați și că a fost nevoie permanent să țină seama de evoluția societății și de evoluția mentalității. Deci nu este ușor deloc să funcționezi într-o astfel de instituție, dar mă gândesc că este singura meserie la care ați visat vreodată. De aceea vă urez multă sănătate și puterea de a lua decizii care să vă asigure un confort atât familiei noastre cât și dumneavoastră personal. La mulți ani, cu mult drag! Pe toți vă salut cu respect. Ați reprezentat în anumite momente ale Inspectoratului Județean de Poliție, ale activității Inspectoratului, o treaptă de managerială în conducerea lui și se cuvine să vă salutăm cu respect. Salut totodată pe foștii mei colegi, actualii polițiști, angajați ai Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, ca și mass media vâlceană prezentă. 25 martie 2019, o zi cu dublă semnificație pentru noi, ziua în care sărbătorim creștinește Buna Vestire sau Blagoveștenia, cum este cunoscută, dar și ziua cu reverberații pentru importantă instituție a statului, de care mă leagă sufletește o parte din existența profesională, ziua Poliției Române. Încă din anul 1831, de la momentul când AGIA a devenit poliție, în spiritul european al acelor vremuri, a preluat încă de pe atunci în parte atribuții apropiate de cele actuale, precum ordinea, paza orașului în timpul nopții sau păstrarea liniștii. Cu timpul, Poliția Română a parcurs un drum istoric plin de eforturi și sacrificii, marcând aproape fiecare reper temporar al istoriei noastre și reușind să-și aducă un aport hotărător la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică a cetățenilor. Această instituție s-a dezvoltat, iar competența ei a devenit una tot mai extinsă și pe cale de consecință raporturile față de celelalte structuri ale statului mult mai bine reglementate. Astăzi putem afirma că una din principalele structuri ale sistemului de ordine și siguranță publică, dacă nu cea mai importantă, are un profund caracter specializat cu atribuții bine reglementate prin legea de organizare și funcționare a Poliției Române numărul 218 din 23.04.2002. Mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră în această zi cu o dublă semnificație și aș vrea să-mi permită să-i salut și eu pe foștii polițiști care s-au retras din activitate, dar pe care cu mare drag îi văd astăzi în sală. În numele meu și al colegilor mei, vreau să vă transmit aprecierea și considerația noastră pentru profesionalismul și seriozitatea de care dați dovadă în realizarea activităților specifice și să vă mulțumim pentru eforturile permanente pe care le depuneți în asigurarea unui climat de ordine și liniște publică. Vă doresc, cu prilejul acestei zile speciale, să aveți parte de putere de muncă, sănătate și împliniri, atât în activitatea profesională cât și în viața personală. La mulți ani! Am deosebită plăcere ca, în numele Corpului Național al Polițiștilor, Consiliul Teritorial Vâlcea, al cărui președinte sunt, organizație profesională, să vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile depuse, pentru rezultatele obținute și, totodată, în acest context, să mulțumesc instituțiilor partenere pentru activitățile desfășurate în realizarea obiectivului de menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza județului Vâlcea. Și noi, CNP-ul, am întocmit mai multe diplome, însă le oferim în partea a doua acestei festivități. Vă mulțumesc mult de tot, la mulți ani Poliția Vâlceană, la mulți ani Poliția Română!
Fiind o zi de sărbătoare, proaspătul inspector șef interimar, comisarul șef Ovidiu Sorin Oară, a premiat 11 ofițeri și 103 agenți de poliție. De asemenea, pentru merite excepționale, agentul de poliție Marius Laurențu Ciuciu a fost recompensat, diplome primind și toți foștii inspectori șefi ai Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea. Vă rog acum să-mi permiteți să dau citire dispoziției șefului inspectoratului numărul 18-22-44 din 21-3 privind avansarea gradului profesional următor a unui număr de 11 ofițeri. Adresez rugămintea ofițerilor care sunt în sală, la auzirea numele, să se ridice în picioare. În gradul de comisar șef de poliție, domnul Dobra Valerian. Tudorin Ion Corneliu. Voina Ion. În gradul de comisar de poliție, domnul Ceaușescu Ion Alexandru. Doamna Enăchescu Bianca Maria. Domnul Popa Teodor Laurențiu. În gradul de subcomisar de poliție, domnul Andrei Dumitru Emilian. Doamna Popa Adriana. În gradul de inspector principal de poliție, domnul Grama Gabriel, domnul Popescu Paul Marian. În gradul de inspector de poliție, domnul Turcu George Ionuț. De asemenea, sunt avansați în gradul profesional următor la îndeplinirea stagiului minim un număr de 103 agenți de poliție, care din motive de spațiu nu pot fi prezenți în această sală, context în care nu voi mai da citire dispoziției șefului inspectoratului. Avem și un polițist care a fost avansat pentru merite deosebite în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim. Dau citire dispoziției inspectoratului. Cu prilejul zilei Poliției Române, pentru merite excepționale în activitatea profesională, agentul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea se avansează în gradul profesional următor, înaintea de plinirii stagiului minim. Domnul Ciuciu Marius Laurențiu. De asemenea, unul dintre cei mai vechi polițiști, comisarul șef Cătălin Oprescu, devenit proaspăt pensionar, a primit o diplomă de onoare.